această cafenea din Japonia, purcelușii se îngrămădesc să primească mângâieri. Cel mai mult le place să doarmă îngrămădiți în poala clienților. Oh, they're just so cute. So tiny and so small and kind of want to take one home now. But we just thought the pink cafe was a little bit different. Yeah. Something that the kids wouldn't always get to hold and pet, you know? Porcii în miniatură nu cresc mai înalți de 40 de centimetri. Sunt animale de companie foarte curate și prietenoase, spun clienții cafenelei. Japonia a dat trendul cafenelelor cu animale de companie, dar și exotice, de la bufnițe la vidre. That suggests that there's also mental health benefits in terms of decreasing stress hormones, more of a feeling of well-being, in terms of how they do these things. Studiile arată că interacțiunea cu animalele poate scădea tensiunea arterială, poate reduce durerile de cap și riscul de boli cardiovasculare. De asemenea, ne ajută să facem față stresului.